Celebrul Radu Gabriel, oameni bun, un actor desăvârșit, plin de umor și de energie, este astăzi alături de noi cu fica lui care calcă pe urme. Radu Gabriel și Ana Radu sunt cu noi. Să-i poftim! Sărut mâna și bine ați venit alături de noi! Uite-te, în ziua de azi nu mai pot să-i pun mâna pentru că practic... Gata, altfel. Sărut mâna și bine ați venit alături de noi. Bine v-am găsit. Mă bucur. Mă bucur mult de tot. Bine te-am găsit. E cum ar veni și Miruna, adică să înțeleg. Eu sunt Miruna. Așa te cheamă, da, în așa serial? Cheamă, da, da, știu. Da. Bine că mi-ai zis. O cheamă Miruna în serialul Clanul, unde lumea o poate vedea la ProTV. Haideți să luăm un loc aici pe canapea, la bar și da, să stăm de povești. Să știi că vorbeam... Da. Să știi că vorbeam, mă întorc. Să știi că vorbeam cu colegul meu Andrei R. Dobrogea din regia de emisie, te rog frumos să iei un loc aici, și ne-am dat seama că în urmă cu vreo 17, 18, chiar 20 și ceva de ani, și eu, și el, am văzut de vreo 7-8 ori, dar fără să ne întâlnim, nici nu ne cunoșteam atunci, piesa de la Teatrul Național și era în felul următor. Zi-mă că am uitat. Boabe de rouă pe fundă de lutus în bătaia luni. Da. Deci de atunci noi știm. De câte ori l-ați văzut? De vreo 7 ori. De 7 ori. 20 de ani. În vremea respectivă aveam un student, 2001-2005, generația aia, care mi-a spus în anul întâi, când a venit la școală: domn profesor, eu am văzut piesa Boabe de rouă pe frunze de lotus. În bătaia lunii, da? Deci, de câte ori crezi că a văzut-o? Nu știu. 17. Ena. Numele lui? Mihai Bendec. Băi, te-a luat Bendec. Da, m-a luat. El sunt a, foarte bucuros. El așa ajuns actor și asta, dar... Dacă a văzut de 17 ori... Nu, el a ajuns, adică trebuia să treacă de un... Da, să treci de 10 ca să... Da. El fiind de asemenea un actor foarte talentat în ziua de astăzi. Minunat. Unde are piese tot așa cu sala plină. Este un actor excepțional. Deci nu pot decât să mă bucur. Să știi, de era o piesă scrisă de... era o piesă excepțională. Am jucat cu plăcere cu domnul Mihai Mereuță. Ce era fain. Rolul bătrânului, nu? Ana, tu ai văzut piesa asta? Da. Nu, ea nu era născută. S-a jucat cam până în 2001, când ea avea un an, de exemplu. Piesa aia fabuloasă, deci fabuloasă. Mi-a rămas în cap. Deci am fost de vreo 7 ori și colegul meu din regia de emisie făcea: băi, și eu m-am dus la piesa aia de 7 ori. Era magnet. Da. Regia lui Gelu Conceag, cu Marius Florea Vizante, Maria Buză, Mihai Mereuță, Ciocea, în rolul bătrânului. Cred că era și Ciocea, ei erau la Teatrul Național atunci. Și eu rolul primarului. Exact. Foarte frumos. Adevărul că, dacă stau bine să mă gândesc la viața ta, cred că ai jucat foarte multe roluri de primar, de politician, de am jucat, autoritate. Eu, cum să spun, cred că am mai zis-o, am față de salariu minim pe economie. Și am jucat Nea Gigi, Nea Stelică, Nea Vasile... Știi? Așa m-au distribuit. Adică maximum care a fost? Primar am fost, ai da, fi? Atâta. Și serge major, cred. Sau ceva, nu știu cum, agent. Așa. Dar a fost maximum. Am jucat un primar ultima dată cu, cred că, 2-3 ani într-un film care se numește Investitorii. Eram un primar. Da, da. În primar în Las Fierbinți, nu știu unde am mai jucat. Iată, primar, multe mandate, asta, multe mandate, multe cu mandate. Radu Gabriel. Mă aștept să mă caute cu pensia specială. Din toată inima să fie atenți oamenii și să fie alături. Dar stai un pic să vorbim astăzi și cu Ana, care Ana îți calcă pe urme. Cum te simți, tăticule? Excepțional, de-abia aștept să văd. Nici nu știam cum se numește rolul în care joacă. Cum o cheamă, Miruna? Cum o cheamă, da. Dar, Ana, cum e să fii în lumea asta? E foarte frumos, e greu, n-am să mint. Este un drum greu, dar cumva știam asta de mică, că am văzut. Chiar dacă era mică, eu am citeam am văzut că ce-i acasă. E greu, da. Dar cu toate astea, niciodată nu am renunțat la această idee. Și e pasiunea mea. Deci da, pentru mine e nu pasiune, poate fi decât frumos. Când faci din pasiune chestia asta, te duci de dimineață până seara, mori acolo pe platou. Da. Cu tatăl, te uiți la filme în care joacă tatăl tău? Da, eu sunt cea mai mare fan a lui. Da? Chiar sunt, da. Ești mereu, întotdeauna? Da, urmăresc tot. Și când eram mică, mergeam la teatru și vedeam spectacolele de zeci de ori. Deci mergeam de fiecare dată și de fiecare dată țin minte când se închidea lumina
Și venea să plâng, eram atât de emoționată că știam că urmează el. Și făceam o rugăciune, făceam, nu știu, mă gândeam. Ca să uite textul, să da, fie bine. Ca să fie bine. Și eram la fiecare. V-ați înțeles bine mereu? Tot timpul, da. Tot timpul, da. Da, întotdeauna, din ziua numai. Poate și pentru faptul că eu sunt născut pe 23 aprilie și ea pe 24. Da. Ești fata lui tata. Da, fata lui tata, 100%. Da, da, da. A văzut de nenumărate ori Tarelkin la Teatrul Metropolis, nu? Da, tot, nu, chiar tot, tot. Chiar tot. Da, da. Dar știi cine e tatăl ei în film? În ce film? În Clanul. Cine a mai fost odată? Pavlu. Da. A mai fost tatăl ei, da. Pavlu? Nu, unde a fost? În ce film? Meda se numește filmul, care a fost chiar debutul meu. Și tot Pavlu era tatăl meu și acolo. Da. Și chiar am râs cu el pe această temă, că din nou ne-am reîntâlnit, da, da, foarte, da. Foarte fain. Meda în regia lui Emanuel Pârvu, debutul ei. Da. Să știi că nouă ne place foarte tare de voi și facem și un test acum, să vedem și cât de bine vă cunoașteți, așa că o să facem ca pe TikTok. Ai TikTok? Ne dai cu... Nici Facebook. Nici Facebook? Nu. Da, păcat. Acum mă excludeți. Mă excludeți. Toată lumea e pe TikTok. O să fii singur. Pe stradă, că toți ești pe TikTok. Încep cu tic, toc, mai tic, tac. Pun și tocul și încep. Perfect, hai să facem în felul următor. Vă rog frumos să închideți ochii și doar arătați de la unul la altul repede răspunsul la întrebare. Da? Dacă, așa? Da, așa? Așa sau către tine, dacă se potrivește. De cine doarme mai mult dintre voi doi? Nu. Tu ai arătat că tu, i-a arătat că ea. Eu și mi se pare că dorm mai mult. Pare că eu dorm. Mă rog, depinde. Dar să închizi ochii, da? Hai să vedem. Cine duce gunoiul mai des? Corect. Cine spală vasele mai des? Corect. Cine dă cu aspiratorul mai des? Corect. Cine spune te iubesc mai des? Poți să deschizi, ochii? Tata a zis că tu, ai zis că tata. Da, păi na. Tu ești cea care zice primul, de obicei. A, da? Da, așa mi se pare, că tu zici primul și eu răspund. Eu mă uitam la mine acolo în televizor. Închideți ochii, să vedem mai departe. Cât de bine aici, tată și fică. Cine cheltuie mai mulți bani? E ok. E ok, deci așteptăm răspunsul. A, da? Da, da. Păi da. Fata a răspuns. Corect. Acum, de fapt, număra bani. Cine mănâncă mai multe dulciuri? Nu cred. Nu cred. Da. De ce? Că îmi plac dulciurile. Când îi luam ei când eram mică și le mâncam tot eu. Ok. Să nu se mai întâmple. Așa am să fac. Mergem la următoarea întrebare. Care dintre voi este mai supărăcios? Mai supărăcios? Da. Nu cred, gata, i-a zis. Scrie un pic ochii, cum e? De ce? Păi, ce să zic? Cât ai supărat ultima dată și de ce? Când am început să facă sensonic la mine pe stradă, acelea două străzi mai încolo. Da? Da. Te-a scos din sărita asta? Nu, no, am pierdut 14 locuri de parcare în 200 de metri. Și? Unde parchează oamenii? Nu știu, vom vedea, că nu s-au terminat lucrările. Am înțeles, perfect. Hai că mai am trei întrebări să vă cunoaștem și mai bine. Oameni buni, Gabriel și Ana Radu, testul tată-fică. Mergem mai departe, închideți ochii și să vedem. Cine este mai cicălitor dintre voi doi? Corect. Cine își cumpără haine mai des? Corect. Cine sforăie mai tare? Corect. Cine plânge mai mult la filme? Amândoi? Plângeți? Eu plâng la inundații. Eu. La filmele cu inundații? Nu, la filme. La inundații așa, la repede așa. Mă impresionează. Dezastre, da, asta nu, normal. Nu e așa. Eu, dar nu plâng la inundația în sine, plâng la solidaritatea oamenilor, știi, când se ajută. În ultima vreme nu prea să mai ajut așa, în ultimii ani, dar, deci plâng la solidaritatea umană. Adică îți place când vezi pe oamenii uniți și că vor să ajute. Mă impresionează. Care din ce în ce mai rar. Da, deci plâng mai puțin. Am scăpat de o grijă. Hai să le avem întoare. Și după plâns, cine râde mai mult? Ok, câștigătoare Ana. Deci tu ești așa haios acasă pe cât pare. Deloc, ba din potrivă. Ești morocanos? Vai de mine, da. Da, este, dar tot amuzant e.
El este un personaj funny și când e morocănos. Mai ales când sunt morocănos. Da, da. Ea și maică s-a râd de mine. Eu sunt supărat, zic, așa, și ele râd. S-a dus tot farmecul, toată autoritatea, toată... Dar e bine să fie așa acasă. Eu așa zic. E bine. Acum, da. De cât timp căsătorit? 30 de ani, 28 de ani, 30. E ce? Anduranță. Mi se pare minunat. Chiar mi se pare minunat. Familia să fie și să te susține, da, și să fie acolo. Deana, sunt foarte mândru. Suntem împreună, cum să spun, suntem o echipă. Ne înțelegem bine. Eu, cum au și zis, mă supăr mai des, dar nu în sens. Nu, te supăr mai des, dar ai ajuns pe ei să fie mai bine dispuși, că și când te văd, îți mai... Da, când îi văd că râd. Eu vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi. Da, gata? Păi am făcut testul, păi... am aflat că, de fapt, Ana e Miruna în, da, în clanul, da, în clanul, da, seara asta. Episodul 3 în seara asta, la 8 și jumătate. Episodul, da, 3 în seara, da, asta. Da. Am aflat că, de exemplu, pe domn primar îl găsiți la primărie și îl găsiți și la teatru și în film și peste tot. Da, de seara în spectacol, Filarmonica de Comedie cu Gigi Ifrim, Marius Florea Vizante, Leonid Doni și Mihai Munteniț. Și eu. Și eu, acolo. Mi se pare firesc. Îți mulțumim mult de tot și vă mulțumim mult de tot că ați venit. Și noi vă mulțumim.